microfonul din coace, pentru că noi ne bucurăm, noi suntem veseli, noi suntem plini de viață și petrecem românește și noi și cei de acasă, dar cineva e trist. Cineva parcă are ceva de spus. Te rog frumos, Jenny, Jenny, ce s-a întâmplat? O, fraților, la mulți ani, Doamne, ce bine că am ajuns. Băi, nu știi ce mi s-a întâmplat. Deci nu știi ce mi s-a întâmplat, băi, oameni buni. Nu știu dacă aici a nins, dar la mine a rupt pământul. Și atâta zăpadă la poartă și m-am gândit să o iau ca orice om. Zic, bă, mai bine nu o iau, că vecina aia de la trei striga la mine. Fă și tu un om de zăpadă. Am făcut un om de zăpadă și tot ea, ca la panța, striga, fă și o femeie de zăpadă. Măi, am făcut o femeie de zăpadă. Băi, Nicule, măi, să înțeleg ce am pățit eu, mă. Am făcut femeia și vecina asta mea care m-a întărâtat striga la mine. Ce ai făcut? Păi ce am făcut? O femeie de zăpadă. Păi zice, i-ai făcut prea mari. Să înțelegi, și asta înseamnă că femeile de zăpadă sunt ca niște obiecte sexuale. Aoleu, ferească Dumnezeu! Mă, băiatule, vreau să intru înăuntru, zic, e nebună, nu vreau să mă cer cu ea. Când să intru înăuntru, ăștia de la etajul 2, o familie, un cuplu de 2 băieți, s-au supărat pe mine că de ce n-am făcut 2 oameni de zăpadă. Ferească Dumnezeu! Și au început să... N-apuc bine să intru în scară. Că discriminare, că păi, alea. N-apuc bine să intru în scară, că sare ăla din cap, care umblă în rochiță, e unul care umblă în rochiță și în pantofi cui, el... Băiatul, vecinul. Și îmi zice că puteam, da, că puteam să fac niște figurine cu trupurile detașabile. Ferească Dumnezeu! Zic, mă, ăștia sunt nebuni, nu vreau să mă cert, mă duc la Revelion, sunt fericită, se sfârșește anul, că apare un vegan. De la apartamentul 4. Că de ce am pus morcov care se papă în nasul omului de zăpadă? Măi, fraților! Zic, gata, nu vreau să mă cer cu nimeni, este sfârșit de an, mă duc la Ednu la Revelion, nu am treabă cu nimeni. N-apuc să deschid ușa și unii de la mine de pe scară, 2 studenți gongolezi, m-au făcut rasistă, rasistă pe mine! De ce? Că de ce am făcut o pereche de oameni de zăpadă albă? Bă, sunteți nebuni? Bă, intru în casă și în 5 secunde cine vine acasă? Bărbatul meu. Cu cine? Cu un prieten musulman. Și știi ce-mi zice musulmanul? Dacă tot ai făcut la mine două figurine, una femeia, una bărbat, la femeia trebuia să-i pui burga. Băi, nu se poate așa ceva. Mă zic, ce avem, măi, sfârșitul lumii? Ce aveți, măi, cu mine? În sfârșit! În sfârșit! Termin, închid ușa, nu trec 5 minute, sună la ușă poliția. Ce-am făcut? Aveți foarte multe reclamații. Aoleu! Păi, doamne, stai puțin! Încă 5 minute, pac, la ușă, poliția. Cu cine? Cu vecina, care i-am întărsat, se fac femeia de zăpadă. Și vecina zice, să știți că vreau să spun că dumnea ei, adică eu, am făcut din femeia de zăpadă, i-am adus jignire și am făcut o gospodină, că i-am pus o singură mătură. De ce n-a avut și omul de zăpadă mătură? Bă, femeie, ești nebună! Păi dacă eu aveam în casă 2 mături, le puneam amândurora, dar n-am avut decât una. M-am jurat, m-am blestemat, am arătat baia, casa, făraș, nimic. Măi, fraților, măi, oameni buni, să plăznească fierea mine. Când mă uit la televizor, ce credeți, mă, voi? Mă făceau ăștia pe toate posturile. Rasistă, homofobă, ferească Dumnezeu! Și, bineînțeles că... M-au luat la poliție. La poliție m-a băgat într-o cameră să dau declarație. Am început să scriu acolo să dau declarație, a venit și protecția copilului. Să-mi ia copiii. Au venit și ăștia cu drepturile omului. Că, da, că ce... Să-mi ia drept. Au venit să întrebe cum văd eu omul de zăpadă și femeia de zăpadă. Bă, zic, văd, le văd ca două figurine, ca două... A, zice, ești homofob, gata, s-a terminat povestea. Băi, mâncava-aș gura voastră. Mă întorc acasă. Acasă, nenorocire. Puhoi de omenire în fața casei. Mă strecor, intru în casă. Norocul meu a fost că eu am casa lipită de cimitir. Am fugit în cimitir prin spate și am venit aici. Și am zis așa, și vă spun și vouă, dacă dă Dumnezeu de sus 4 miliarde de tone de zăpadă, nu mai fac în viața mea nici femeie de zăpadă, nici om de zăpadă. Las zăpada să se topească până la vară și mă dau cu barca. Nu, nu, nu mă dau nici cu barca. Că poate zic ăștia că mă dau în bărci.